Încă o dată țurna. Imediat vorbește la telefon. Alo, acele! Oia, acele perfuziile și transfuziile. Unde am dat telefon? La Centrul Național de Donare de Sânge. Ah, păi stai că nu mai sunt pe ciclu. Să veniți când sunteți pe ciclu. Păi, să fie abundent, să vă băgați cuțitul pizdă, zice aia, în prealabil. Cum? Era gagiș la circ, zice aia, care înghițea săbii cu gurița. înghițe săbii cu pizda. De unde știți că pe soțul meu îl cheamă Sebi? Nu, Sebi, am zis. A, bine, înghite, nu mă înghite. Nu te înghite? Nu te înghiți? Nu mă înghite. Dar tu îl înghiți fă el? Nici eu nu îl înghit. Deci nu mai aveți ce înghiți. Da, nu, vreau să dau telefon la acele. La ce? La acele, scuzați-mi deranjul. Mai stai de vorbă, gagica cu mine. Ăsta e numărul tău de telefon? A, nu, e o greșeală. Nu e nicio greșeală, e telefon original. Vreau și eu să-ți babardesc în seara asta, ai că ai voce minunată. A, put! Închide surma ăla. A, minunată! Minunată! Bă, vine la telefon de la Centrul de Donare Universală de Sânge. Alo, mama! Încă o dată se refuză. Ce hal de bărbat. Lasă, mama. Îi zice mama lor la tot voce ca ăla. Lasă că mămica îți face ceva. Ce vrei să-ți fac? Friptură în sânge, mamă, că eu sunt de la doia care dă sânge. Bine, îți fac friptură în sânge. Așa, mama. Dă-o până la pe aia care a greșit. A greșit că m-a refuzat. Caută, sori mea. Bă, Ana, ajungă. Gata, acele. Alo. Alo, Ana, Ana, Elena la telefon, Elena Băsescu? Nu, Elena, Elena Udrea? Nu, Elena, Olga, Răducu. Bine, nu știu cum să vorbesc cu tine, că tu ești frate, sora lui nebunul porno. Păi pe mine nu mă cheamă porno, eu nu fac porno, el face porno. Păi dacă face el porno, zice asta, nu știu. Hai că vorbesc, că noi suntem prieteni. Bă, fată, unde-i găinile alea? Nu știi să vorbești frumos. Găinele alea. Unde-i găinele alea? Nu știu, că s-a găinățat rău pe aici. Fată, nu mă interesa găinezi. Vreau găinele. De ce, fată? Păi... De ce i-ai chemat pe scafandria să le ia? Păi avea gripa aviară. De unde știi? L-ai controlat la gușă? Da, l-am controlat la gușă. Păi, băi, gușă a fost băgat în pârnaie. Vrei să te duci să-l controlezi pe gușă? Bine, hai că făcea șobacul, sunt spirituală. E spirituală ca nebunul porno? Nu e nebunul porno, mă. Nu mai râdeți voi de. Păi vorbește urât de tine pe internet. E frustrat. E frustrat? Da, e claustrat. E claustrat? Da. Și este emasculat. Ce e emasculat? Ce e emasculat? Are pula tăiată psihologic. Înseamnă că ce? E și antologic. E antologic? Ce e antologic? Las că zic eu mai departe. Mai departe scrie în carte. Zice suna, se deștept, pase brusc. Ia ascultă, unde e găinele alea? Păi le-am dus la centru de câini. Păi cum adică la centru de câini? N-aveam unde să le cazăm. Și noi, dacă ne ocupăm cu centrele de-astea, se ocupă și alții de impula mea de bulacii. Și le-am dus la centru de câini. Centru de câini? Da. Și ce le dă de mâncare? Bobițe? Grâu? Porumb de-astea? Nu, le dă pedigree. Pedigree la găinile? Da, pedigree la găinile. Bine, așa. Vreau eu să le iau. Mi le dați? Să le adopt. Le adopt? Da, câte găini aveți? 666 de găini. Wow, face surmea. Mamă, câte frigidere trebuie să... Mamă. Aveți și frigidere? Avem. Așa, multe frigidere la fată. Aveți electricieni? De ce?
Să-mi trag o linie de înaltă tensiune aici la mine, că bac, mai e originală. Așa. Aveți un screamer? Ce screamer? De la care țipă tare. Screamer. Screamer. Aveți un screamer? Nu știu. Un screener aveți? Un cleaner. Aveți de-astea? Găinele. Hai că vin eu acum să le iau cu o basculă. Cu o basculă, da, cu o sculă. Dau telefon la o sculă și să vină cu o basculă. Și... sau cu un tir încrucișat. De ce? De răbusache. Ia zi, îmi dai găinele, da? De ce? Să le fierb, care gripă aviară, să-i dispare gripa, că după aia tușește copiii pe stradă și după aia poate îmi zboară de mâini și mă ridică ca pățe pe lini. Deci, m-am făcut de găinele, de ce să le fierb, după aia le coc, le prepăresc pe tortilla de aia și pe chele cu pulină de aia, nu se lupește și fac așa și mă cherește și după aia master chef să master master faster mai sweet little sister.